N-am o singură obligație, așa cum o fac cu toți interlocutorii mei, să le arăt cărțile, aici e comoara, aici e totul, mereu repet, dar e un adevăr fundamental, absolut. Dacă vreți, n-am vreme să stau pe aceste 34 de cărți care le-am găsit în bibliotecă, dar trebuie văzute de cei tineri, în special, care nu știu cum au apărut, când au apărut, oricum nu se mai găsesc în librării. Orașe de silabe, volum de poezii, în codificarea frumoasă de poezii, uitați-vă cum arată călcării vulnerabil, elemente octombrie, noiembrie, decembrie, coridoare de oglinzi, cele patru anotimpuri, proiecte de trecut, o altă ediție la Călcăie Vulnerabil, 100 de poeme, eu scriu, tu scrii, el ea scrie, cea mai frumoasă dintre lumile posibile, una din cele mai recente cărți, un volum la Biblioteca pentru Toți, în care am crescut cu toții și apar din ce în ce mai puțin cărți, cu toate că era o colecție de masă și atât de importantă, Sertarul cu aplauze, una din ultimele cărți, Imitație de coșmar, un volum de poezii intitulat Poezii, un volum intitulat Stea de pradă, celebrul autoportret cu palimpsest, se văd, da, Somnul din somn, de cam pe care am citit-o, A treia taină, Ora de nisip, un volum de poeme bilingve în română și engleză. Și ce este foarte interesant, uitați-vă câte cărți în limbi străine. Mă apropie de ele, așa. Uitați-vă o carte în limba poloneză. În limba engleză, The Hour of Sand. Copii Aines Albtraums, apărut la Fischer. Sânf Sânia, în limba bulgară. Erțelungă lungă în o traducere în limba germană. Arhitecturi de vag, etoal de proa, de aplauz mașine, stihotvarienii, rascază, în limba rusă, în limba germană, o altă ediție la Copiainus, Albtraums, Engelente, un volum de poezie în limba engleză, Sniega stunda, limbi din țări de jur, da, limba letonă, Lora de sabia, Svedoți piesni în limba rusă, Lora de sabia, uitați-vă cum arată. Sârbă, da, Claire de mort, am o mulțime de cărți în limbi de mai mică circulație, dar Anaslandiana e prezentă mereu în întreaga Europa. Uitați-vă un volum în limba olandeză, în limba maghiară, foarte, foarte multe traduceri ale Anei Blandeana, fiica preotului, de pe pământurile Ardealului. Uitați-vă lume în limba maghiară, nu știu dacă copiii maghiari și dacă tinerii maghiari le citesc, se spun că sunt traduceri excelente, nu? Norvegiană. Uitați-vă limba estoniană, Minevi Cuplan. Cine mai tradus în limba estoniană între noi? Puțin, nu? În limba norvegiană, din nou în limba maghiară. Da, domnilor, parcă nu citesc presa, o anumită categorie a presei care adresează mereu injurii Anei Blandeana, traducătorii din străinătate și editurii din străinătate, din moment ce o publică cu asemenea larghețe.